dragilor, bine ați venit sau revenit aici pe canalul meu. Astăzi vin la voi cu acel filmuleț promis deja de vreo două săptămâni aproximativ, anume un filmuleț cu întrebări și răspunsuri. V-am cerut într-un vlog acum două săptămâni, în acela cu un daily vlog, planurile nu ies mereu așa cum ne dorim, acolo v-am cerut eu vouă să-mi lăsați în comentarii, acolo în căsuța cu comentarii, câteva întrebări. Cred că nu ați ajuns multe persoane la sfârșitul vlogului pentru că acolo v-am cerut eu lucrul ăsta. Deci, drept urmare, nu am primit foarte multe întrebări acolo, dar nu e nimic, o să răspundem și la alea. Iar apoi v-am cerut eu zilele trecute în comunitatea mea pe YouTube, v-am lăsat acolo un mesaj în care la fel v-am cerut întrebări pentru acest filmuleț. M-am tot ținut să-l fac de câteva zile, dar au fost câteva zile foarte pline, foarte ocupate, nu m-am simțit bine, am trecut printr-o etapă așa un picuț mai greuță, dar poate o să fac mâine un daily și poate o să vorbim, dar oricum suntem bine, doar suntem destul de obosiți, și dar facem față tuturor lucrurilor. Așa că acum astăzi este joi, apropo, și o să încep prin a vă răspunde acestor întrebări. Este primul meu vlog de genul, sper să mă descurc, parcă am și emoții. Nu știu dacă o să fac lucrul ăsta cum mi-aș dori. Sper să fie ok. Stați că am început bine, am pierdut vlogul. Așa. Vă ziceam, o să intru în aceste comentarii și o să vă citesc întrebările și o să vă răspund. Mi-am pregătit aici laptopul. Prima întrebare. Familia copiilor este un canal de creat de o mămică pe care o urmăresc și eu, ne urmărim reciproc și mereu ne susținem acolo în comentarii, suntem prezente la aproximativ toate videoclipurile, așa că pe calea asta îți mulțumesc pentru susținere. Încerc și eu să te susțin cât de mult pot. Haideți să-i dăm drumul cu prima întrebare. Cum este să fii mamă de fetiță? Mamă de fetiță, nu știu, pentru mine să fiu mama fetiței mele, este un pic de curent în casă, sper să nu deranjeze. Iar revenim, să fiu mama fetiței mele este cel mai frumos lucru din lumea asta, cel mai minunat lucru. Mi-am dorit să fiu mama unei fetițe de când mă știu, nu știu, visez de foarte mult timp la lucrul ăsta. Mereu am visat să am patru copilași, să am două fetițe și doi băieței, doar că după prima naștere, prima sarcină, mi-am dat așa un pic planurile peste cap și nu mi-am mai dorit lucrul ăsta, mi-a fost foarte frică, mi este foarte frică. Așa că revenim, nu știu, eu am fost și mămică destul de tânără, am rămas sărtinată la 23 de ani și aici în Spania este lucru mai așa, pentru că de obicei aici femeile decis să aibă copii între 35 de ani și 40 de ani și atunci am venit eu la 23 de ani însărcinată. Dar pot să zic că am învățat foarte multe lucruri lângă ea. În unele momente pot să zic că am crescut lângă ea și, repet, am învățat multe lucruri lângă ea. Încerc să fiu o mamă bună pentru ea, încerc să-i dedic tot timpul meu. Deci acum prioritatea mea este ea și tot timpul meu este pentru ea și dacă vreau să fac ceva, fac ceva atunci când nu afectează pe ea sau când ea este la grădiniță sau așa mai departe. Deci ea este lumea mea, așa că, repet, pentru mine să fiu mama ei este un lucru de vis, adică parcă vorbesc și nu cred lucrul ăsta, nu cred că sunt mama ei. Nu știu dacă mai sunteți așa ca mine, dar face 4 ani și parcă încă este un vis. Deci nu știu, este minunat, m-ați dat așa cu întrebarea asta de la început foarte tare și m-am emoționat, dar haideți să trecem la următoarea întrebare. Mai avem o întrebare tot de la familia copiilor și anume, mai inventezi rețete sau ai învățat de la cineva cum să gătești? De la cine și cum? Am învățat de la mami să gătesc. Eu când m-am mutat singură cu al meu, m-am mutat destul de repede, nu știu, aveam 21-22 de ani. Pe acolo m-am mutat foarte repede cu el și efectiv știam să gătesc câte ceva, nu pot să zic că nu, dar mâncarea așa mai nu prea știam și atunci o sunam pe mami și ziceam, mami, cum să fac asta? Încă o sun și acum, adică încă mai uit câte ceva sau vreau să fac ceva mai special, încă o sun pe mami, deci ea este mereu alături de mine în bucătărie prin telefon și mereu o sun și zic, mami, vreau să fac asta, spune ce să cumpăr, cum să fac și așa mai departe. Mai și pe YouTube la rețete, dar ca mami niciuna.
Iar apoi de inventa rețete, da, pot să zic că mi le adaptez gusturile noastre sau ce îi place fetiței. Cred că m-am arătat vouă vloguri cu mâncare, cu rețete și v-am zis, fac asta pentru Anastasia sau fac asta pentru că așa îi place Anastasiei. Dar asta este un lucru normal, în fiecare familie gătim pe gustul membrilor din familie. Deci m-am învățat de la mami și mă mai inspir de pe internet, dar nu prea. Deci baza este mami. Continuăm întrebările de la Bia Drăgan. Bia Drăgan este o persoană aici cam nouă pe canal, destul de nouă. S-a abonat destul de recent, cred că de la Sandra Nicolaescu, dacă nu mă înșel. Așa că mulțumesc pentru că ești aici și la fel mulțumesc pentru comentarii. Ea m-a întrebat, ați luat în calcul să reveniți definitiv în România? Sincer, mi-ar place foarte mult să revin în România. Mi-ar place foarte mult ca copilul meu să aibă copilăria care am avut-o eu, pentru că eu sunt aici la 9 ani, dar toată copilăria mea am trăit-o acolo și a fost divină, a fost de vis. A fost așa cum era înainte, cu ieșirile alea în curte până la 8, 9, 10, 11 seara, toți copiii, toți vecini, deci a fost minunat, o grămadă de jocuri în curte, în grădini, în liveți, peste tot a fost de vis. Și mi-aș dori tare mult să mă întorc acasă, să stau acolo pentru chestia asta, să-i ofer Anastasiei viața asta care am avut-o eu. Și acum că am fost în vacanță, parcă și mai mult, pentru că am impresia că nu mai există chestia asta, dar încă se poartă, încă sunt o grămadă de copilași care sunt în curte, care se joacă, care se vizitează și aici nu putem să facem decât să ieșim în parc. Ies cu ea zilnic în parc, dar nu este aceeași chestie. Pe partea cu animăluțe, cu, nu știu, cu curte. Deci mi-aș dori, dar nu se poate. Al meu are aici o firmă de o grămadă de ani și se ocupă foarte mult de asta. Lui îi place să fie prezent acolo, să-i meargă toate cum vrea el și atunci nu ne-ar fi foarte greu acum să plecăm pentru că ar trebui să o ia puțin de la zero, să zicem, și nu ne dorim asta. Dar în vacanță să mai mergem, cu siguranță, chiar în iarnă va urma să plecăm iar, așa că cu tristețe zic nu, o să ne întoarcem în România. De moment, nu se știe niciodată ce ne rezervă viitorul, dar așa, în plan, nu avem să ne întoarcem acasă. Ne-am gândit de multe ori să ne mutăm în altă țară și așa mai departe, dar nu cred că se va întâmpla chestia asta. Mulțumesc pentru întrebare. Următoarea întrebare de la Guilty Pleasures, nu prea știu să citesc, 777. M-a întrebat, ce porți pe ten, tot ca Tris? Iar apoi, l-ai combinat cu ceva sau așa este nuanța? Să înțeleg că ai urmărit vlogurile în care am prezentat ultimele mele machiaje care le cumpărasem și da, l-am adus aici pentru întrebarea asta. Tot de la Catrice folosesc. V-am zis că l-am văzut în vlogul la Dana Chestun și îl prezenta într-un mod încât m-a făcut să-l cumpăr și am zis că haide să facem o schimbare pentru că eu am folosit același fond de timp vreo 10-12 ani și atunci am făcut schimbarea către ăsta și pot să zic că da, îmi place foarte, foarte mult și este tot de la Catrice și nuanța, dacă mă descurc eu cu nuanța, cred că aici ce scrie HD030, deci cred că nuanța este 030. Este puțin mai deschisă acum, bine, nu știu dacă se vede foarte mult pe cameră, se vede un pic, dar cum îmi pun în obraje așa un pic de pudră din aceea mai închisă la culoare sau un pic de contouring și se amestecă și se vede ok, deci da, de la Catrice și îmi place foarte mult. Următoarea întrebare de la Purple Butterfly. La fel, este o mămică care face YouTube, care am descoperit-o recent și pe care o urmăresc cu drag și ne urmărim reciproc cu drag. A venit Anastasia încet, încet aici. Merge ce ca să nu deranjeze. Întrebarea este, de când ești în deficit caloric? Măsori cumva rezultatele? Este curent, revin. Ei bine, noi am început cu deficitul caloric de prin ianuarie, dacă nu mă înșel. Ne-am propus amândoi și eu și al meu să facem așa o schimbare pentru noi, pentru corpul nostru, pentru a ne simți mai bine. Și pot să zic că, în prim plan, slăbisem, cred că 6-7 kg sau mai mult, nu mai țin minte foarte bine și al meu slăbise vreo 10. Am început foarte bine, ne-a mers foarte bine, nu țineam 100%.
Dar n-am mers destul de ok. Apoi am fost plecați în România, vă dați seama, lună întreagă am mâncat ce am vrut și ce am putut și ce nu s-a putut. Și efectiv m-am întors eu cu vreo 5 kg și el cu vreo 2 kg în plus. Acum nu pot să zic decât că am scăpat de ele. De când ne-am întors, aproximativ 2 luni, prin acest deficit caloric, am slăbit vreo 5 kg, deci am dat jos tot ce am luat în plus. Iar în legătură cu măsurile, măsurătorile și așa mai departe, nu mă măsor, nu, tocmai de aia vă zic, nu o țin foarte strict. Singurul lucru care îl fac este să mă cântăresc o dată pe săptămână vinerea și notez rezultatele, dar de măsură așa mai departe nu fac. Poate ar trebui să o fac, dar nu o țin 100% bine și nici deficitul caloric nu-l țin zilnic și 100%. Ar fi ok să fac asta, ar fi mult mai bine, ar da mai multe rezultate, dar nu pot să mă țin de asta. Deci cam atât pot să vă zic eu despre deficitul caloric. Mulțumesc pentru întrebare. Am luat și o guriță de cafea între timp. Am aici cafea pregătită. Dacă mă urmăriți, știți că îmi place foarte mult cafeaua. Acum continuăm cu acele întrebări care mi le-ați pus în comunitate. Începem. Da, iubire. Bună, greu. Dime. Dizilează, nu să nu că la mama din Lucas. Credeți că sunt pochito Lucas Sofa? Aici am 4 întrebări, tot de la Purple Butterfly. Mulțumesc din suflet pentru întrebări, mereu sunteți prezente, aceleași persoane, deci vă mulțumesc din suflet. Prima întrebare este, vă întoarceți în România? Am răspuns deja la lucrul ăsta, repet, mi-aș dori foarte mult, dar nu cred că se va putea în viitorul apropiat. A doua întrebare, de când ești în deficit caloric, cum o sunt rezultatele și ce rezultate ai până acum? La fel, tocmai ce am răspuns, sper să îți fie de folos. A treia întrebare, mai planificați alți copii? Nu aveam intenția să mai fac niciun copilaș. V-am zis, mi-a fost foarte frică, am trecut prin niște momente cam urețele. Mi s-a părut destul de greu, am avut o experiență puțin mai greuță și nu doream, dar parcă în ultimul timp m-aș vedea să mai am încă un copilaș. Anastasia își dorește foarte mult lucrul ăsta, vrea o surioară, nu știu ce va fi, dacă va fi un frățior, vrea o surioară, dar încă nu este sigur, vom vedea dacă va fi să mai vină vreun frățior sau o surioară, cu siguranță veți ști, dar da, început să-mi doresc lucrul ăsta. Iar a patra întrebare, cum e viața în Spania? Viața în Spania este ok, nu știu, aici am crescut, aici m-am făcut mare, nu știu cum să zic, este bine, ducem o viață destul de, mereu este aceeași chestie, pentru că te duci, duci copilul la școală, te întorci, faci mâncare, nu știu ce, mergi la muncă în alta. Dar e bine pentru că ne putem permite să facem destule vacanțe, ne putem permite să plecăm în multe locuri, să probăm diferite locații, restaurante, deci nu stăm pe loc, nu avem monotonie în viața noastră, deci este bine în ceea ce privește, mă rog, activitățile de relaționare și mai departe. În rest, pe partea cu economia, cu banii, cu cheltuielile, nu știu cum să zic, că nu pot să fac o comparație cu România, cât am fost noi acum. Pot să zic că nu am ținut exact cont de cât am cheltuit și cum, dar cred că lumea spune, nu pot să confirm 100%, am văzut unele lucruri că da, unele lucruri ușoare că da, dar se spune că în România câștigi mai puțin și lucrurile sunt mai scumpe. V-am zis, am văzut în câte ceva că da, sunt mai scumpe ca aici, dar nu pot să zic 100% lucrul ăsta. Deci, în total, per total, în Spania este ok, este bine. Doar că v-am zis, noi avem așa în interiorul nostru dorul ăla de casă, sau de a pleca de aici, curiozitatea de a proba altă țară. Dar de moment este ok. Este bine aici, aici vom continua. De moment. Mulțumesc încă o dată pentru întrebări. Continuăm cu întrebările de la Doriana Dima, 8676. La fel este o urmăritoare care este mereu prezentă în comentarii, aici pe canalul meu și îți mulțumesc din suflet pentru lucrul ăsta. Să știți că eu poate nu vă zic, dar observ cine este acolo constant și mă bucură foarte mult chestia asta. Avem destul de multe întrebări. Prima este, ce zodie sunteți toți trei? Eu sunt gemeni,
Anastasia este scorpion, iar al meu este berbec. Nu înțeleg nimic de zodii, nu știu ce și cum, așa că dacă știți ceva despre zodiile noastre, puteți să o lăsați în comentarii să-mi spuneți. Eu nu le am cu zodiile chiar deloc. Următoarea întrebare, îți mai dorești copii? Tocmai ce am răspuns mai devreme, parcă în ultimul timp mi-a reieșit așa sentimentul ăsta matern de a mai putea face un copilaș, dar vom vedea. Cum este vremea iarna în Spania? Pot să zic că este frig, dar partea tristă este că aici în zona noastră nu avem zăpadă. Trebuie să mergem la munte, departe, să putem să ne bucurăm de zăpadă și ne pare foarte rău pentru chestia asta. Nu ne place foarte mult iar, ne place foarte mult zăpada, dar mereu căutăm să plecăm în locuri unde avem zăpadă. Dar așa, în general, este frig, este ok, dar nu este aceeași iarnă ca în România sau cum erau, cum le amintesc eu că eram. Dar e ok. Aveți casa voastră sau stați în chirie? Noi aici stăm în chirie. Casa noastră avem în România, nu de mult. Mă rog, mi-au lăsat ai mei o parte din casă, am cumpărat încă o parte din casă și am acolo căsuța mea în România și pot să zic că am casa mea, dar aici stăm în chirie de moment. Nu ne interesează momentul de față să ne luăm o casă, pentru că al meu în momentul ăsta investește foarte mult în firmă, preferă să investească acolo și după aia de acolo cu profitul să ne luăm ceva nostru, dar de moment stăm în chirie și este ok. Frați, surori mai ai? Mai am un frate. Nu cred că ai ieșit vreodată pe vlogul aici pe canalul meu, dar dacă mă urmăriți pe Instagram știți, acum câteva zile am pus un filmuleț cu el pentru că a fost ziua lui, am plinit 30 de ani, așa că da, mai am un frate. Culoarea preferată. Culoarea mea preferată mereu a fost portocaliu, dar parcă în ultimii ani am uitat să zic că mai am o culoare preferată, adică nu am mai dat atenție culorilor și așa mai departe, dar din totdeauna culoarea mea preferată a fost portocaliu. Acum încep așa să mă înclin spre nuanțe deschise, beige, crem, din acestea așa naturale, ce privește prin casă, haine și așa mai departe, dar pentru că se vede mai bine, dar culoarea preferată cred că a fost și va rămâne portocaliu. Iar apoi, dacă v-ați gândit să vă reîntoarceți în România, v-am răspuns mai înainte. Mulțumesc! Tot de la familia copiilor, poți povesti experiența nașterii în Spania, cât ai plătit, unde ai fost, etc. Dacă vă interesează experiența mea de a nașterii mele aici în Spania, o să lăsați în comentarii și va urma să fac un vlog cu și despre asta, pentru că este lung. Am făcut unul acum câțiva anișori, doar că pe timpul acela făceam vloguri în spaniolă și nu știu cine și cum s-a uitat, dar are nevoie de timp. Această întrebare necesită timp și să mi le pun toate așa cap la cap, sunt multe de vorbit, așa că prefer să fac un filmuleț separat despre asta. Îmi pare rău că nu pot să-ți răspund aici, dar va urma și un filmuleț de genul. Apoi de la True Love, tot așa este urmăritoare de-a mea, are și ea un canal, în urmărire reciproc, mi-a zis decât că vă îmbrățișez cu drag, te îmbrățișez eu cu mare, mare, mare drag. Următoarea întrebare este de la Ieremia Zaharie, 5887. Mă întreabă, cum o schimbi pe Anastasia? Nu prea înțeleg întrebarea asta, așa că îmi pare rău, nu știu la ce te referi. Dacă poți să-mi explici sau să îmi spui mai exact care era întrebarea ta, te invit să o faci acum în comentarii, pentru că nu știu dacă te referi la hăinuțe, la... nu știu la ce te referi, în partea cu schimbatul. Dacă te-ai referit la partea cu schimbatul de cameră, că am schimbat-o în camera ei, nu știu, așa că te rog frumos, dacă poți să-mi explici puțin mai bine, te aștept în comentarii și îți voi răspunde cu mare, mare drag. Continuăm. De la Elena Elsa, ce îți dorești pe viitor? Ce îmi doresc pe viitor? Pot să zic că până acum vreo 2 ani aveam foarte multe planuri pentru viitor, dar pe plan profesional, să zicem, să cresc în ceva anume. Dar de când am trecut prin operația asta și am stat puțin mai mult acasă cu Anastasia, mi-am dat seama că am pierdut mult timp
timpul ei, să zicem. Am pierdut timp care trebuia să-l petrec cu ea fiind la muncă și am pierdut multe lucrurile din viața ei. Așa că de moment planul meu acum este să mă centrez asupra ei, să fiu cu ea non-stop, să fiu mereu alături de ea, să o cresc frumos, să crească frumos, să o învăț multe lucruri, să o învăț să... Nu știu, planul meu de moment este să mă centrez asupra ei. Asupra casei, asupra familiei mele, dar în prim plan este Anastasia, să mă dedic 100% ei. Pentru că v-am zis, mi-am dat seama că am pierdut multe lucruri și nu vreau să se mai repete asta, pentru că m-am simțit foarte prost și nu vreau să se mai repete asta, așa că, de moment, Anastasia și, desigur, să cresc aici cât mai mult pe YouTube, să fim cât mai multe persoane pe comunitate, să cresc aici alături de voi și asta îmi doresc foarte mult. Dar, în prim plan, este copilașul meu. Tu de la Elena Elsa, unde ai vrea ca Anastasia să-și credească un viitor, în Spania sau în România? Repet, mi-ar fi plăcut să fie în România, dar de moment nu se poate, așa că acum suntem aici, așa că viitorul ei va fi de moment aici. Viitorul ei va fi unde o să fim noi, cât este mic, apoi nu se știe, dar de moment lângă noi și de moment aici. De la Elena, 0721. Bună, s-a obișnuit Anastasia la grădiniță? Pot să zic un mare da. Prima săptămână a fost cea grea. De fapt, primele 4 zile au fost oribile. Prima a fost urâtă, a doua și mai urâtă, a treia și mai urâtă, era a patra extraordinar de urâtă și de grea. Deci am plecat de acolo și eu plângând, dar a cincea zi, bine, îi promisesem eu că o să-i aduc un nou kinder, dacă nu plânge la școală și bine s-a ținut de cuvânt. I-am adus și eu ulețul kinder și de atunci Anastasia nu a mai plâns deloc. Intră foarte fericită, foarte bucuroasă, entuziasmată la grădire și la feliese. Așa că nu am mai avut probleme cu ea, deci s-a obișnuit. Da, s-a obișnuit foarte bine și îi place foarte, foarte mult. Așa că, dragii mei, astea au fost întrebările voastre de moment. Eu vă mulțumesc din suflet pentru întrebări. Cu siguranță mai sunt, ori mai fi câteva pierdute, pentru că am mai avut câteva tentative de acest fel de vlog, dar erau întrebări super puține și nu se merita să deschid un vlog pentru 2-3 întrebări. Și nu l-am mai găsit acum, dar v-am răspuns la astea. Sper că vă place acest filmuleț. Mie mi-a făcut mare plăcere și mare drag să vă răspund. Am avut așa un pic de emoții pentru că, mă rog, este altceva aici să vorbești în fața voastră. Și sper să vă placă. Dacă ceva nu ați înțeles sau orice nelămurire vă lasă în comentarii, orice întrebare la fel, o să vă răspund cu mare, mare, mare drag. Și asta este. Am făcut și eu primul meu filmuleț de genul. Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare. Acum, către final, v-aș ruga, am rugăminte mare, mare, mare pentru voi. Nu este prima dată când vă cer asta, dar acum chiar vă rog din suflet. Mai am nevoie de 8 persoane pentru a ajunge la cei 1000 de urmăritori, 1000 de abonați, 1000 de persoane pe canalul acesta. 1000 de persoane, vă dați seama câte persoane sunt, chiar dacă poate este un număr mic așa în comparare cu alte canale, dar suntem 1000 de persoane aproape, mai am nevoie de o persoană și cu siguranță sunteți persoane aici care mă urmăriți sau urmăriți acest vlog și nu sunteți abonate, așa că vă rog foarte tare să o faceți, m-ar ajuta foarte mult. Deci, vă mulțumesc din suflet pentru tot, pentru că sunteți aici și noi ne revedem cu mult, mult, mult drag în vlogul următor. Mulți pupici și multe îmbrățișări!